Fada mâinilor de Nina Poșan Ioana este o fetiță căreia îi place să aibă mâinile curate. Ea se spală cu săpun și multă apă și are grijă să nu-i rămână nimic sub unghii, mai ales după ce lucrează în grădină. Într-o zi stătea pe șeslom, la soare, cu mâinile încrucișate. Deodată aude cum se sfădesc mâinile ei. Mâna dreaptă zice către mâna stângă. Hm, ești atât de neîndemânate că de câte ori trebuie să bag ață în ac, exact atunci încep să te băței și o iau de la capăt. De câte ori până nimeresc gaura acului, hm, nu degeaba se spune despre un om nepriceput care are două mâini stângi. Mâna stângă răspunde. Dar îți aduce aminte când te-a înțepat albina și început să te umfli și să te roșești? Cine ți-a dat primul ajutor? Și-am scos acul cu penseta, te-am frecat cu sare, și-am pus gheață și chiar și pastă de dinți mentolată să suporți mai ușor usturimea. Da, recunosc spuse mâna dreaptă Atunci ai fost ca o soră de caritate și îți mulțumesc însă vezi și tu că eu muncesc mult mai mult Când Ioana stă la masă și mănâncă eu iau supa din farfurie cu lingura și o duc la gură Dar și eu îi duc bucățica de friptură se grăbi mâna stângă să zică Mâna dreaptă râse. Ha, 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 ha. Dar după ce eu m-am chinuit să o tai bucățele, după ce că am un cuțit care abia taie, tu nici nu-ți friptura mai apăsat cu furculița ca să nu se miște. Iar când mănâncă tort, tu doar ții farfuriuța, iar eu fac drumul de la farfurie la gură de a mețes până se termină porția. Paharul cu apă tot eu îl duc la gură. numai că Ioana știe că nu știe să bea apă în timpul mesei și mă scutește atunci de drumurile astea. Bine, așa e, zise mâna stângă, dar hai să vezi că atunci când Ioana va fi mică, o să-și țină bebelușul ca să-l liniștească pe mine, mâna stângă. Așa crezi tu. Îți spun eu de ce îl ține pe mâna stângă, ca să aibă liberă mâna dreaptă, cu care să-i dea biberonul cu lapte, sau să-l învelească, să-i fie mai cald și să se simtă mai bine. De altfel, bebelușul se simte ocrotit de mâna stângă, nu din cauza ta, ci din cauza bătăilor inimii care se află pe partea stângă. Ioana se ridică în picioare, bătu din palme și zise Am auzit tot ce vă doare pe fiecare și am să țin cont de asta. Acum haideți în grădină să terminăm de pus răsadurile de flori, că a venit primăvara. Curiozități și obiceiuri ciudate din lumea animalelor Ne ca. Este un animal cu blană lucioasă, de culoare castaniu cenușie și o pată albă pe piept. Rudă cu bursucul, șderul și dihorul, ca este zveltă, îndrăzneață, chiar obraznică am putea spune. E deșteaptă și n-are frică nici de om. Ea poate da o raită pe la cotețele cu păsări din gospodăriile oamenilor, dar se hrănește mai mult cu șoareci, cu zgani, dar și cu iepuri. O braznică cum este se aruncă și asupra unui cal sau unei căprioare. Este vânată de oameni pentru blana ei frumoasă și mătăsoasă.